Mă bucură, bineînțeles. Bună dimineața. De 11 zile am pășit în anotimpul primăverii, zile în care vremea s-a dovedit destul de capricioasă. Se pare însă că azi soarele devine din ce în ce mai prietenos și prezent, în special în regiunile extracarpatice, dar și pe litoral. Vor fi câțiva nori pe cer în sudul și sud-estul teritoriului, dar în rest va fi senin, iar vântul va continua să sufle mai puternic în Moldova, Dobrogea și Muntenia. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 7 și 16 grade, iar cele minime se vor încadra între minus 5 și 5 grade. În partea de nord-vest a țării, în zona Maramureșului, după cum vedem, uitându-ne la hartă, soarele este prezent, cerul este senin, nici urmă de nori, temperaturile sunt bune. Avem 15 grade în Satu Mare, 16 în Baia Mare. Doamne, ce bine pare că vine în final primăvara. Mergem în Crișana, unde situația este asemănătoare, același cer senin, același soare generos, care ne va încălzi cu maxime cuprinse între 13 și 14 grade. Să vedem cum stăm cu vremea în Banat. Bănățenii au parte de o vreme excelentă în Timișoara, ceva nori pe cer în Reșița, însă temperaturile sunt foarte bune, nu se anunță precipitații, nu se anunță intensificări ale vântului, vremea este superbă, cu o maximă de 13 grade, atât în Timișoara cât și în Reșița. Vorbim mai departe despre Oltenia, unde încă cerul este un pic acoperit de nori, însă spre deosebire de zilele trecute nu mai plouă. Avem și raze de soare pe parcursul zilei și maxime cuprinse între 11 și 14 grade. Vorbim mai departe despre Transilvania, unde, după cum vedem, uitându-ne la hartă, soarele strălucește peste tot. Doamne, ce frumos! Temperaturile sunt foarte, foarte bune. Nu se anunță ploi, nu se anunță ninsori. Avem 7 grade în Miercurea Ciuc, 10 în Sfântul Gheorghe Brașov, 14 grade în Zalău, iar din Târgu Mureș, Felicia ne spune bună dimineața! Bună dimineața, Feli! Ai mișcări de antidans? Bună dimineața, Flavia, bună dimineața, băieți, n-am înțeles ce fel de mișcări? Antidansul, dansul e normal la vârsta mea, dar antidansul e și mai normal la neața. Mișcările alea pe care le faci atunci când nu vrei să dansezi și cineva din grupul tău de prieteni insistă să urci pe ringul de dans, să-ți rup tocurile pe acolo. Nu prea, să știi că nu mă încadrez. Da, deci nu dansez deloc. Nu, mai bine mă supun situației, adică dansez dacă tot sunt acolo. Da, până ora viitoare te rog să-ți... Mă simt bine. Te rog să te gândești la 2-3 mișcări de antidans, pentru că am început să alcătuim lotul național de antidans. Cum e vremea la Târgu Mureș? Avem o vreme extraordinar de frumoasă în acest moment în Târgu Mureș. Avem soare, avem cer senin, nici măcar un nor pe cer. Sunt 2 grade Celsius. A fost puțin frig de dimineață, am avut minus 2 grade Celsius, însă ne bucurăm că vom avea o maximă de 14 grade Celsius aici în Târgu Mureș astăzi. O vreme frumoasă, nu se anunță ploi, nici zăpezi aici în Târgu Mureș, iar la noapte vom avea o minimă de minus 2 grade Celsius. Cer senin până în acest weekend, până în acest sfârșit de săptămână, iar temperaturile vor crește progresiv cu fiecare zi a săptămânii. Vom avea chiar și 17 grade Celsius în weekend și ne pregătim de plimbări sau ieșiri la iarbă verde. Flavia, băieți? Mulțumim, te mai așteptăm. Flavet! Soarele s-a așezat pe o pernuță de nori momentan, atât în Tulcea cât și în Constanța, însă pe parcursul zilei se va trezi și ne va încălzi cu temperaturi cuprinse între 10 și 13 grade. Urcăm în Moldova, unde de asemenea, spre deosebire de zilele trecute, soarele este foarte generos. Avem ceva norișori în sudul teritoriului, atât în Focșani cât și în Galați, însă nu va ploua și nu va sufla vântul foarte tare. Temperaturile sunt bune, avem 12 grade în Suceava, 13 în Vaslui, 14 în Bacău, iar din Iași, Bogdan ne spune cum stăm cu vremea. Bună dimineața! Stai liniștit, Bogdane, pe tine n-am să te pun să dansezi, nici măcar să antidansezi, e periculos la etajul 13, cine știe ce se poate întâmpla. Văd soare la Iași, cum se anunță vremea pentru azi? Bună dimineața, v-am și demonstrat odată că sunt un antitalent la dans acum vreo 2 săptămâni, așa că mă bucur că nu mă mai pui să dansez din nou. Într-adevăr, la Iași este o vreme foarte frumoasă, chiar dacă acum este puțin rece, doar 3 grade Celsius. Temperatura va urca astăzi până la 12 grade, o vreme plăcută ce se va menține toată săptămâna, când vor fi feriți și de precipitații, și temperatura va urca ușor, ușor, astfel că în weekend vom avea chiar și 17-18 grade Celsius. Mulțumim, te mai așteptăm, Flavia.
În Muntenia, soarele este la înviorare. După cum observăm, momentan cerul este acoperit de nori, însă pe parcursul zilei ne va încălzi cu temperaturi foarte, foarte bune. Avem maxime cuprinse între 11 și 13 grade, 13 grade în Pitești și Târgoviște. În capitală de dimineață se înregistrau 6 grade, iar maxima zilei va urca până la 12 grade. Deja temperaturile au început să urce și în capitală meteorologii ne anunță că vom avea parte de o zi de primăvară autentică. Eu de aici, de la Neața, vă pup și să aveți o zi frumoasă!